Alo, da, domn președinte, să trăiți. Ce faci, mă, salut? Domnule, nu mai pot, am făcut pe mine de frică. Bă, mă, ajungi și pe mine, că tu ești prietenul meu. Aseară, bun, ce ai de nu răspundeai? Ba, am început să-mi să plâng, știi ce frică mie? Doamne! Dar ce se întâmplă? Ce a zis? A zis că mă termină. Cred că, sigur. Ați fost? Bă, fost să rățați cremă, ce ați avut la voi? Ați avut în dotare tot arsenalul? Ce ai pățit acolo? Ce e de venit? Păi nu zic, păi aveți director, nu, acum, un director cel mai tare, în parcare. Zi. Ce? Zi, care-i treaba? Da, ce râzi, ce vrei să spui? Păi de ce m-ai sunat aseară, să-mi spui schimbarea sau nu, zic? Lasă, dar de negocieri nu mă întrebați. Dar mă sun, bă, ce facem cu sporurile, ce facem cu grila, cu ălea, la asta mă așteptam. Treaba mea cu Bozau, eu m-am dus că am probleme cu oamenii mei pe la Roșuța, n-am eu treabă cu Boza, mă. Eu m-am bătut și cu Boza, mă bag cu toată lumea pentru oameni. Păi da, nu serios, hai zi. Bă, ce să facem, bă, o să negociem, acum eu știu tu dacă îi mai fi de acolo. Păi, măcar pe la ușile. Eu nu m-am ocupat de federația ta, pentru că negociai prin parc, știi, dar am zis, bă, lasă să negocieze și el, că și el reprezintă oameni. Știi, nu că puteai să negociezi. Ce dracu, nu? Nu știu, nu-i, nu-i treaba mea. Te fute mai rău ca federațiile alelalte. Asta e. Nu vin, bă, la voi. Nu vin. Nu vin, nu vin. Trebuie să discutăm de... L-am văzut pe Vulescu că zicea ceva de zero cu creșteri la vouchere. Păi el e împotriva legii? Care e problema lui? Voucherele trebuie să aibă valoarea legii. A, eu nu știu. A, nu, acum, ce câștigăm la contract? Zici și mie. Bă, câștigat, nu, 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 acum, acum. Acum, ce aveți să... Ce vă vom câștiga? Acum, da. Ia zi. Atât, nu? Deci o mărire pe procent, nu? Da. Da, și sporurile nu le băgăm? Nu vreți să le băgăm? Așa. Și... Și grila de salarizare? Grila de salarizare? O grilă. Facem o grilă cu clasa 1, valoarea salariului minim? Și mergem în... Păi nu trebuie clasa 1 să aibă? Păi ăia îi băgăm în tarifar. Știu, mă, am făcut o analiză, stai liniștit. Și să mergem cu 50 de lei de la clasa 1 în sus, să nu mai fie diferențele de 11 milioane, de 10, de 7, de 500, de... Da, așa. Da, mă, de-aia am văzut, Roșca spune că complexul merge invers, prinsă curaj, a trecut la PNL acum. Zic și eu. Dar unde a trecut? La care a trecut acum? Nu sunt eu la partid, eu sunt cu toată lumea pentru oameni. Și eu am apreciat oamenii. Așa. Nu, am zis așa, PSD-ul a fost deștept și hoți și ăștia sunt proști. Pentru că nu poți să pui pe ăla de la... Omule, nu poți să pui pe ea de la Vitanja la Consiliul de Supraveghere, da? Da. Așa, așa, și, așa, și. Așa, și ce, care e problema? Păi și înseamnă că sunt penelist dacă mi-o trag ăștia? Zic și eu. Păi, eu nu sunt, păi, dar nu mă interesează pe mine cine-i supăra, mă. Eu, dacă cu oamenii vreau ceva și voi vrea cu oamenii, sporurile aia, atenție, deci atenție, v-am spus. Atenție mare, că nu mai negociază, o negociază oamenii. Ce să facem? N-am dat eu, a dat Dumnezeu, nu eu. Ce, eu sunt Dumnezeu? Eu sunt lider. Nu știu nimic, nu, nu știu. Păi dacă voi nu știți... Păi dacă v-ați strădat între voi pe acolo, cine știe ce fac ăștia, da? Asta e. Nu știu nimic. Am auzit că a căzut mâna, nu știu nimic, serios. Adică știu că a căzut, dar nu știu, că a pățit ceva, dar nu știu ce. Ăștia spun că mâna s-a fi rupt, nu știu. Mă rog, nu-i doresc nici la dușmanii mei, asta e, da, asta e, adică atenție mare. A, mă gândeam că mai... A. A, cu el, da, am,
Pe imagine, da. Da, zi. Așa. Da? Bine, mulțumesc de informare. Mulțumesc mult. Păi tu știi, dar vă ocupați de da, aha. Și acum s-ar putea să luați și voi și cu pandurii ceva bani, nu? Cred că vă dă burlan. Știi cine... Cred că vă dă burlan ceva. Tata lui Burlan. Știu, așa. Păi cine? Pușcăriașul de Manțoc și cu ăla, că a făcut pușcărie, nu? Și cu mai cine? Și cu Greblă, cu cine? La care? Nu știu. Greblă, da. Păi, nu sunt, acolo nu sunt grupuri de interese? Da, știu. Da, așa este. Știu. Da, s-a auzat, că știați și voi, nu că s-a auzat, că știți. De ce râzi, că știți? Da. 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 Fii atent, nu... Da. Da, da. Păi, bă, tocmai de-aia mă judec cu Burlan. Auzi că el n-a fost adus de grup de interese aici. Adică el și-a suspendat contractul un an jumate, care în nicio lege din România nu scrie așa ceva, decât dacă ești demnitar, nu? Clar. Și vine direct, hop, în directorat. Dă-l naiba. Măcar venea... Păi eu nu știu. Păi eu nu știu. Știu, era manager la sarcină, eu nu știu. Acolo era. Acolo era. Da, acolo era, da. Manager. Sarcină avea în târgul de mașini, acolo era. Ce ai, mă, nu știi. Aia, te faci că plouă. Aia, mă, că știi, nu. Da, mă, acolo a fost. Păi uite-te în CV-ul lui. Cum? Un an jumate l-a luat sarcină. Păi și sarcină, adică nu zic de sarcină că nu omul, dar firma respectivă, Top Sud, sau cum se numește, nu a fost firma de casă de când lumea pe aici, pe la complex, nu. A fost aia de la Severin în care el a dat tunul atunci de, știți, bine, când am intrat în complex și am intrat săraci, vai de mama noastră și cu datorii, datorită și contractelor păguboase făcute de el cu firma de transport de la Severin, că știi și tu, știe toată lumea, nu? Zic și eu. Păi da, da, și el mă dă pentru imagine. Păi n-a fost pentru masa caldă arestat 12 ore, o zi? A fost, nu? A fost judecat, a fost un proces. Păi nu, domne, dar stai puțin, cum mă dă pe mine judecată pentru imagine? Care e imaginea lui? Da. Da. Așa. Și să nu fii vinovat. Da. Păi nu, domne, că era dosar, era dosar și îl luase și pe omul trebuia să ducă. Se fac și se desfac, nu? Se fac, cum a fost cu PDL-ul și l-a scos curat. Ele, na. Da. Da, așa e. Așa, și tu asta îmi dorești mie, băi, în loc să ziceți, bă, bunaica ăsta, e un băiat care luptă pentru oameni, mă lupt cu toată lumea, că nu cântăm la fel toți. A, da, nu mă lupt eu. Da. Nu, mă, el a dat voucherele și cu reducerea vârstei, ați fost voi pe la... Bă, hai, gata, nu mai, gata, nu mai. Pe cum să? A, da. Da. Da? Și de ce ați... Așa, și eu am venit cu hârtia de la ITM-ul și am schimbat. Ha? Cum vine asta? Lasă-vă că ați fost pe mână, gata, stai niște. Păi și de ce ai semnat contractul? Ai zis în fața oamenilor? Ai zis? Nu ai zis. Hai, hai, gata, nu mai e. Procesul verbal de la ITV a venit și a zis că 1450. Atunci în timpul negocierilor. Și după aceea, după două luni, îți dă răspunsul invers. A semnat act adițional. A semnat contractul. Vezi, acum va avea valoarea salariului minim brut pe economie. Clar! Nu că spune Pârvulescu că zero, că... Păi da, bă, și ăla de ce a ieșit aseară Pârvulescu și a spus ceva, că va fi zero, poate. Băi, spuneți-i să nu mai iasă, ieșiți voi, dacă știți lucrurile și spuneți lucrurile corecte, nu trimiți mai maimuțul ăla de Pârvulescu și spune prostii pe acolo. Și oamenii... Păi o să pierdeți și oameni, vă spun eu, cu ăsta. Mai bine nu mai scoateți acolo. Nu l-ați ales pe Roșca.
Nu, trebuie banii 1000 de lei să-i dăm și la oamenii aia de la termocentrale care lucrează la mori. Oamenii aia care lucrează în praf și aia nu dăm noi la șoferii de la pompieri. Stai puțin, nu dăm la oamenii aia de la pompieri, ce fac beșinoșii acolo, zic și eu. De ce a dat la șoferii de la directori? Băi, și cine a semnat? Bunaica? Voi ați împărțit pe greva oamenilor. Băi, Mitrescule. Băi, Mitrescule, a semnat pe greva oamenilor. Oamenii trebuie să împartă banii, nu voi. Șoferii, eu am dat pe ei judecată, a, pe camioane și eu. Așa. Și am câștigat aici la ei și i-am obligat cu o trecere de căveaște să le da, și de ce n-ați dat și la aia de la mori, de la turceni, de pe la... Toată lumea. Au și aia la, pe la turceni? Pe la turceni... Păi aia nu sunt în complex? Păi aia în care complex sunt, mă? Păi aia în care complex sunt? Omule, acolo contractul se discută pentru toată lumea, nu numai pentru tine și pentru bunaica. Bă, trebuie să ne luptăm pentru toată lumea, adică, domne, dacă e uneva, asta e problema. Bă, tu ca federație, tu ești într-o federație care numai șarlatani acolo și numai de ăștia, zi, cameleon sindical. Acum, precis, este pe la complex cu cutia de cremă și cu miere, eu știu cu ce se folosește. Acum, pe acolo, să, știi, să jure jurământ de acolo, cum? Trecem la, aducem oameni, ce aduceți oameni? Atenție cum negociați, pentru că oamenii sunt foarte șifonați și dacă nu vă gândiți bine... Da, mă, să mă iei, cum să nu? Îmi faci tu să mă iei, da. Da? Nu vin în VNM, că nu pot să stau lângă roșca și lângă bătiță lângă ăștia. N-am cum să stau lângă ăștia. Da. Păi toți sunt aproape de pensie, dar nu vor să iasă. Dacă o duc bine oamenii, nu stau prin frig, prin oroaie. Nu, să pleci. Nu mai are mulți, dar îl ține administrația. Dar mă rog, asta e viața. Oricum... Are pe dreacu. O, n-are, mă, că sunt... Cum să fie, mă, cinste? Da, o să mă uit. Da. Ia să mi le dai și mie, să vedem dacă sunt 500. Da. Te rog frumos. Da. Bine. Păi te-am blocat dacă vorbești prostii. Hai că te deblochez. Hai sănătate, numai bine, că sunt și eu la muncă. Bine, bine. Bine, sănătate, o zi bună, să treci, să treci.